găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Din nou cătușă la Brașov, fosta șefă de la CEC, o directoare din cadrul unității bancare, dar și doi administratori de firme au fost încătușați de procurorii DNA. Ei sunt acuzați de fapte de corupție în legătură cu acordarea în condiții nelegale a 10 de credite. Prejudiciul depășește 19 milioane de lei. În perioada octombrie 2006-decembrie 2012, unitatea financiară a acordat, spun procurorii DNA, 38 de împrumuturi cu nerespectarea procedurilor și normelor bancare unor clienți privilegiați. Acest lucru a fost posibil prin crearea de-a lungul timpului a unui sistem de control total și supunerea angajaților din sucursală, având la bază teama acestora de a nu-și pierde locurile de muncă și de a intra în conflict cu cele două directoare acum reținute. Ele, dar și patronii unor firme din Brașov, au fost prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Alo? Opa! Așteaptă! Ce strică? Uite că mai sunt. Deciziile în cazul celor patru inculpați pot fi contestate, curtea de apel urmând să ia hotărâri definitive. Joi a fost zi de grevă generală în administrația publică locală. Angajații a 43 de primării din județ s-au prezentat la muncă, dar nu au prestat nimic. Situația salarială este principala nemulțumire a oamenilor. Mai multe nunți, dar și un divorț au fost reprogramate la primăria Brașov. Mai bine de 3/4 din salariații administrației publice locale au depus semnături pentru organizarea acestei greve. Liderii de sindicat au tras un semnal de alarmă în fața guvernului încă de anul trecut, însă fără succes. În cadrul federației la noi s-a discutat din noiembrie. În ianuarie am luat decizia să adunăm semnături pentru greva de o jumătate de oră. Așteptam răspuns de la minister, de la guvern, așteptam să ne cheme să găsim soluții de rezolvare a situației. Nu s-a întâmplat. Deși sindicaliștii au o serie de revendicări, speră ca măcar o parte dintre problemele cu care se confruntă să fie rezolvate în cel mai scurt timp posibil. În primul rând, aplicarea legii salarizării unitare, deoarece încă din 2010 aceasta este suspendată prin alte legi, acordarea tichetelor de masă, negocierile contractelor colective și mai ales faptul că din 2009 salariul minim pe economie a crescut, iar salariul funcționarului a rămas același, ajungând ca un funcționar public cu o vechime de peste 10 ani și experiență totodată să aibă același salariu cu un debutant proaspăt angajat. Niciun serviciu din cadrul primăriilor nu a fost deschis publicului, iar cununiile civile și divorțurile au fost reprogramate. Au fost reprogramate și câteva oficieri de căsătorii, o parte a fost ieri, este una și sâmbătă. A fost reprogramat și încheierea unui divorț care trebuia să aibă loc azi. Nu puțini au fost cei care nu au știut de greva funcționarilor publici și s-au grăbit spre primărie pentru a-și rezolva problemele. Dacă știam, nu veneam. Și ce treabă aveți la? Pentru un buletin, schimbarea unui buletin. Și vă gândiți să veniți în altă zi? Bineînțeles, luni, obligatoriu. Dar n-am știut că astăzi, joi, au grevă generală. Nu s-a anunțat nicăieri, mi s-ar fi părut normal să se anunțe, nu? Abia o pată să ia certificatul. Și acum ce o să faceți? O să veniți în altă zi? Păi minim luni, când deschide. Este închis. Prima zi când primăriile vor lucra din nou cu publicul este luni 4 mai. Reprezentanții sindicatelor spun că dacă această grevă nu va avea niciun rezultat, vor organiza un protest în fața guvernului pe data de 27 mai, iar mai apoi sunt hotărâți să strângă semnături pentru o grevă generală pe termen nedeterminat. 30 de kilograme de produse expirate și o mizerie de nedescris. Asta au găsit comisarii OPC într-un vestit restaurant din apropiere de Predeal, pe care l-au și închis din acest motiv. Administratorul unității riscă și o amendă care poate ajunge până la 50.000 de lei. Produse expirate, depozitate necorespunzător și multă mizerie chiar în bucătăria restaurantului. Inspectorii OPC au verificat două zile la rând un restaurant din apropiere de Predeal. Din punctul meu de vedere, situația este mai mult decât gravă și inacceptabilă, iar măsurile vor fi radicale în ceea ce privește pe acest agent economic. Discutăm despre extrem de multe, dacă nu majoritatea produselor alimentare, ingredientele folosite sunt improprii consumului. Discutăm de produse alimentare expirate chiar și din 2013, despre
despre majoritatea produselor din carne în care nu există etichetă și depozitare conformă, nu știm de când, cum sunt. Aici sunt câteva bucăți de pește la care nu a putut să ne dovedească nici cu documente, nici în altă formă, valabilitatea și modul de, de păstrare. După cum vedeți, există cârnăcior care au un miros puternic, nu au etichetă și un aspect neconform, ouă care la fel nu au date de valabilitate. Ne uităm într-un frigider care funcționează și vedem că sunt 24 de grade în acest frigider, în care se păstrează brânză, unt, care după cum vedeți acest unt este practic apă, este topit. În ideea în care, dacă verificăm graficul, care într-adevăr nu este întocmit ziua de astăzi, discutăm de o temperatură care ar fi și obligatorie de 3-4 grade. Deci, după cum vedeți, în acest frigider sunt 24 de grade și aici se păstrează diferite misturi pentru produse alimentare. Nu există niciun fel de probe păstrate pentru ceea ce au servit în zilele anterioare, lucru obligatoriu. Sancțiunile au fost drastice pentru administratorul unității alimentare. Ca urmare, voi dispune suspendarea activității, pentru că, din punctul meu de vedere, consumatorul este pus într-un real pericol în acest spațiu. De asemenea, reprezentanții firmei riscă o amendă ce poate ajunge până la 50.000 de lei. Contactat telefonic, patronul restaurantului nu a vrut să facă nicio declarație. Deputatul PSD de Brașov, Ion Ochi, sub control judiciar. Măsura a fost instituită de procurorii anticorupție după ce plenul Camerei Deputaților a respins solicitarea DNA de a-l încătușa pe parlamentar. Ion Ochi este acuzat că în 2011, fără respectarea prevederilor legale cu privire la achizițiile publice, a convenit în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov cu un om de afaceri ca firma acestuia să execute lucrări de reparații la un drum județean, urmărind obținerea de foloase materiale necuvenite, dar și capital electoral pentru alegerile din toamna anului 2012, în urma cărora Ion Ochi a și devenit deputat. Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean neagă însă toate acuzațiile și spune că în același dosar a primit anul trecut soluția de neîncepere a urmăririi penale. Toate casele de asigurări de sănătate din țară au deschis pe data de 1 mai. Pentru a preîntâmpina eventualele probleme în ceea ce privește introducerea obligatorie a cardului de sănătate, este asigurată permanența și se lucrează cu publicul. De asemenea, asigurații pot apela numărul de telefon inscripționat pe cardul de sănătate pentru orice probleme sau nelămuriri legate de acesta, de luni până vineri, în intervalul 8-20. Serviciile medicale de urgență se vor acorda fără să fie necesară deținerea unui card de sănătate, deoarece acestea se acordă atât persoanelor asigurate cât și celor neasigurate, iar copiii cu vârsta până la 18 ani beneficiază oricum de servicii medicale potrivit legii. Persoanele neasigurate beneficiază, ca și până acum, de pachetul minim de servicii medicale. Reamintim faptul că din data de 1 mai 2015, Cardul Național de Sănătate este obligatoriu. Autostradă către școală, așa este intitulat un proiect al Inspectoratului Școlar realizat cu fonduri europene, prin care se dorește prevenirea abandonului școlar și combaterea violenței în unități de învățământ din 15 localități ale județului nostru. 750 de elevi de etnie romă vor beneficia de serviciile acestui proiect și 500 de părinți vor participa la activități de conștientizare a importanței educației. Proiectul Autostrada către școală va fi implementat în 15 localități din județ, printre care Bunești, Jibert, Voila și Mândra. Obiectivul principal este de a îmbunătăți situația elevilor de etnie romă prin facilitarea accesului acestora la activități educative. Dorim ca tinerii de etnie romă să vină la școală, deci practic e dublu scop, reducerea abandonului școlar. Acest proiect este finanțat din fonduri norvegiene. Este un proiect foarte interesant și foarte bun, în care sunt cuprinse 15 localități de pe
teritoriul județului Brașov. 15 școli unde au populație de etnie romă. Este un proiect născut dintr-o necesitate. De-a lungul timpului am constatat foarte multe probleme în ceea ce privește absenteismul școlar, în ceea ce privește abandonul școlar. Să nu mai vorbesc despre o lipsă sau o inexistentă colaborare, comunicare între școală și comunitate. Din necesitatea aceasta s-a născut proiectul. Este un proiect de suflet al Inspectoratului Școlar pentru că ne propunem să îmbunătățim viața a 750 de elevi. În acest proiect vor fi organizate concursuri cu premii, o școală de vară, activități de dezvoltare personală a elevilor, o caravană de prevenire și combatere a violenței în școli și a abandonului școlar. De asemenea, vor fi angajați 15 mediatori școlari și 30 de profesori de matematică și limba română, care vor face ore suplimentare la disciplinele evaluării naționale. Proiectul Autostrada către școală se va încheia în aprilie 2016. Prefectul Brașovului vrea să contribuie la rezolvarea problemei aeroportului. Este motivul pentru care i-a invitat la discuții atât pe reprezentanții Consiliului Județean, pe titularul investiției, dar și pe cei ai primăriei. Executivul municipiului nu-i zice nu unei asocieri pentru finalizarea construcției. Prefectul Mohaci consideră că situația a fost deblocată în urma întâlnirii de azi. Problema terenului de sub aeroport e în curs de rezolvare în Parlament. Acolo există propunerea prelungirii termenului până la care se poate construi pe ceea ce a aparținut cândva Institutului Cartofului. Mai era nevoie doar de precizarea unui cadru financiar, declară Mihai Mohaci. Cineva trebuia să facă niște pași concreți, pașii concreți însemnând de fapt o implicare a Consiliului Județean și o dorință a Consiliului Județean de a deschide și celorlalte UAT-uri, Primăriei Brașov sau altor acționari care vor să vină cu fonduri alături de dânsii pentru a se finaliza această investiție. Primarul George Scripcaru nu zice nu, dar declară că are nevoie de mai multe informații. Trebuie să cunoaștem detalii tehnico-economice la care să ne raportăm și să vedem după aceea cât s-a făcut până acum, ce reprezintă ca procent din 100%, cât reprezintă restul proiectului și ce înseamnă din punct de vedere tehnic și economic, pentru ca noi să ne facem o imagine din punct de vedere al participării financiare a municipiului Brașov raportat la acest proiect. Următoarea întâlnire a grupului de lucru ar trebui să aibă loc peste o lună, cu opțiuni mai bine conturate, crede prefectul. Cerbul de aur pentru capitala culturală. Senatorul Nicolae Vlad Popa se declară nemulțumit de modul în care se pregătește candidatura Brașovului la titlul de capitală culturală. De aceea propune ca în luna mai să se organizeze o întâlnire la care să participe toți cei implicați în acest proiect. Fie că e vorba de reprezentanți ai mediului de afaceri, parlamentari, operatori din turism, toți trebuie să pună la punct o strategie mai coerentă decât cea de până acum. Parlamentarul declară că avem festivaluri precum cele de jazz, de operă sau de dramaturgie contemporană și că acestea ar trebui promovate mai bine. O modalitate ar fi ca toate evenimentele să fie trecute într-un calendar în funcție de care operatorii de turism să ofere pachete de cazare. Popa mai vrea ca și Cerbul de Aur să fie organizat din nou, un lucru pe care și alți politicieni l-au mai promis în trecut. Eu nu sunt din cei care promit că reînviu. Eu spun că o organizare și o impulsionare, o solidaritate în materie de susținere a culturii poate să aducă din nou festivalul la Brașov. Este oficial, sezonul de schi 2014-2015 a ajuns la final. Vremea rece și zăpada căzută din belșug au făcut ca acesta să fie cel mai lung și bogat sezon din ultimii ani. De la începutul lunii decembrie, când au fost pornite instalațiile de transport pe cablu, și până în data de 27 aprilie s-au înregistrat peste 1.700.000 de treceri prin turnicheți. Chiar dacă sezonul de schi din Poiana Brașov se închide oficial, împătimiții sporturilor de iarnă mai pot face schi sau snowboard, însă doar pe partea superioară a pârtiilor din masivul Postăvarul, scrie site-ul bizbrașov.ro. Reprezentanții municipalității au confirmat că sezonul de schi 2014-2015 a fost cel mai lung din ultimii ani, fiind vândute 200.000 de cartele de acces. Iubitorii sporturilor de iarnă care vor să urce în masivul Postăvarul mai pot folosi doar telecabina, restul instalațiilor de transport urmând să fie închise până iarna viitoare. Sesiune de informare la Camera de Comerț și Industrie din Brașov. Specialiștii instituției alături de reprezentanți ai clusterului electrotehnic ETREC și ai Centrului Regional Brașov pentru protecția proprietății industriale au discutat cu afaceriștii brașoveni pe marginea a trei tematici de interes pentru mediul de afaceri.
Dezvoltarea clusterului electrotehnic ETREC în contextul internaționalizării, creația intelectuală și patrimoniul firmei, precum și sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor prin centrul Enterprise Europe Network, au fost cele trei tematici dezbătute în cadrul întâlnirii de la Camera de Comerț și Industrie Brașov. Au fost abordate subiecte legate de necesitatea reindustrializării României, drepturile de autor și cele conexe și obiectele proprietății industriale. După discuții s-au tras și concluzii. Foarte multe firme și-au propus, majoritatea, și-au propus ca pentru anul 2015 să crească numărul de angajați, să crească cifra de afaceri, să crească exportul, deci sunt, toată lumea este optimistă în vederea anului 2015, acestea fiind partea pozitivă a lucrurilor, însă și sunt foarte multe nemulțumiri vis-a-vis de relația cu organele fiscale, de exemplu. Fiscalitatea este foarte mare. Lipsa predictibilității fiscale. Mai au și întrebări vis-a-vis de calitatea forței de muncă sau calificarea slabă a forței de muncă pe care o găsesc astăzi în România. În cadrul sesiunii de informare s-a discutat de asemenea și despre serviciile gratuite pentru dezvoltarea afacerilor prin legăturile rețelei Enterprise Europe, precum și despre sprijin pentru accesarea programelor COSME și H2020 și participarea la evenimente internaționale. Tinerii din Republica Moldova sunt destinatarii unor cărți care vor ajunge la ei din România în weekendul 5-7 iunie. Organizația Femeilor Liberale a declanșat la nivel național o acțiune de colectare de cărți care se numește Dăruiește pur și simplu. Și brașovenii sunt chemați de către doamnele din politică să facă acest fel de donații pentru moldoveni. Cărțile pot fi aduse la sediul partidului de pe strada lungă numărul 12 zilnic între orele 10 și 16. Pentru cei care nu vor reuși să ajungă până la PNL, în 6 mai, în Piața Sfatului, va fi amplasat un cort până seara la ora 18 în același scop. Femeile liberale au totuși rugămintea ca ceea ce va fi adus să fie de bună calitate. Îi rugăm să vină cu cărți care să arate bine, nu cu foi rupte și nu zdrențuite, și nu există limitare. Dacă sunt bune și arată bine și sunt folositoare, oricâte aduc, sunt binevenite. Sărbătoare în weekend la Râșnov, sâmbătă și duminică, iubitorii de cultură și gastronomie sunt așteptați la Festivalul Zupului. Evenimentul organizat de Primăria orașului Râșnov va avea loc pe Valea Cetății și este dedicat mâncării tradiționale a râșnovenilor. Localnicii vor prepara zup la ceaun în prezența unui juriu format din maestri bucătari care va premia cea mai reușită fiertură. Zupul este o tocană tradițională din zona Râșnovului, preparată din legume și slănină. Mai nou se face și cu carne. Cei care vor participa la Festivalul Zupului vor fi așadar îmbiați cu bunătăți locale, spectacole folclorice, dar și cu demonstrații de dresaj canin. Un eveniment la care sunt așteptați toți cei care vor să-și petreacă timpul liber într-un mod plăcut și să deguste din produsele tradiționale ale orașului Râșnov. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!